Hello, bună dragilor, bine ați venit pe canalul meu. Astăzi o să vă prezint produsele de beauty și de make-up pe care le-am folosit uh, pentru a merge uh, pentru un machiaj de zi, pentru a merge la o plimbare în parc. În uh, primul rând pentru față, am folosit acest primer care este absolut minunat. Uh, deci îl recomandă toată lumea. L-am luat de la Anotino, mi se pare extraordinar. Nu știu dacă au și cei de la DM, genul acesta, că știu că și ei comercializează produsele. Dar să știți că îmi place foarte mult și cum se așează pe piele și Uh, cum se uh, cum lasă tenul așa cu o peliculă de protecție ca un filtru pe față, și uh, creează un match perfect cu acest fond de ten care este veșnic cu fond de ten Natural de la NYX, mi se pare super uh, creează un match perfect și un um, machiaj natural și se îmbină foarte bine, și mi se pare că nu mai apare așa de profos acest uh, fond de ten atunci când uh, se aplică acest primer. Deci le recomand pe amândouă, sunt foarte bune și fac o treabă minunată împreună. Apoi, pentru zona ochilor, am folosit acest produs de la Clinic care este destinat pentru uh, uh, ochi. Este un Smart Clinical Repair pentru ochi și corectează cumva liniile fine de uh, de la ochi ridate, mi se pare foarte foarte bun acest, acest produs, nu irită ochii și practic puteți să vă faceți așa un masaj, eu de obicei mi-masez ploapa superioară, dar și ploapa mobilă și mi se pare foarte ok, nu vă ustură ochii. Aceste produse de la clinic sunt foarte potrivite pentru tenul sensibil. Și mă împac foarte bine cu ele, deci nu am văzut niciun efect secundar până la momentul acesta. Acest produs l-am achiziționat prin intermediul unui advent calendar de la clinic. O să vă las link cu produsele existente în acel calendar pentru că am început să le utilizez și îmi plac foarte mult. Și practic, am efectuat și un și Uh, am utilizat această cremă, eu având o vârstă peste 40 de ani, este absolut necesar să-mi fac un masaj pentru că există posibilitatea în timp ca ploapa superioară să uh, practic să migreze peste ploapa mobilă și ca atare trebuie să aloc foarte mult timp pentru uh, acest masaj și să-mi aleg produse foarte bune pentru ochi. Așa că o să vedeți destul de multe produse pentru ochi la mine. Bun, uh, următorul produs pe care l-am folosit ar fi produsul pentru make-up, uh, la make-up am folosit această paletă, n-am mai folosit-o de mult, dar îmi place foarte mult, este o paletă uh, Mermaid Heart de la I Love Revolution, îmi place foarte mult această paletă. Este una dintre paletele mele de suflet, uitați-vă că e destul de, să zicem așa, folosită uh, și de data aceasta am zis să folosesc, să-mi fac așa un, uh, un machiaj mai, uh, mai de primăvară, am folosit verdele și un auriu pentru, pentru glitter. Uh, și chiar sunt foarte pigmentate și având și crema aceea de la ochi, vreau să zic că s-au blenduit foarte bine pe ochi. Și chiar într-un termen foarte scurt după aplicaj, după aplicarea cu pensula, am efectuat un machiaj foarte bun și recomand această genul acesta de palete, uitați-vă că sunt super sidefate, super intense culorile și chiar nu migrează fardul pe, pe în diverse direcții și se așează foarte bine pe proapă. Evident că l-a ajutat foarte mult și acest, această cremuță care a făcut o treabă foarte bună pentru că a constituit o, o bază foarte bună pentru aplicarea machiajului fiind un pic cremoasă. Apoi am folosit pentru machiaj, am folosit această pensulă care este super, super de la Revolution, chiar le recomand, îmi place foarte mult această pensulă, îmi place foarte mult cum arată peria, îmi place foarte mult și produsul, cum, cum este în, în acest cum se prezintă ca și culoare, mi se pare interesantă și se aplică foarte bine pe ploape și chiar o recomand. Îmi doresc să mai achiziționez de la cei de la Notino pentru că de ei am cumpărat. O să vă las un link cu alte produse pe care le-am cumpărat eu de la Notino. Iar acesta, pe acesta cred că am dat în jur de 10-12 lei, deci un preț foarte bun. Bun, mergem mai departe. Pentru ploape am folosit ca și eyeliner și să zicem pentru ploapa inferioară am folosit acest creion cajal de la Sephora, îmi place foarte mult acest creion, este super sidefat, mi se pare că poți să-ți efectuezi așa un, un, creion, un machiaj de ochi accentuat, este pigmentat, un negru din acela perfect, se întinde foarte rapid pe ploape, inferioară, superioară și nu, nu, se, nu este un produs uscat. Mi se pare că chiar poți să-ți faci un, un machiaj din acesta și de zi și de seară cu o tentă din asta orientală și să-ți pui în evidență ochii folosind acest creion. Deci de la Sephora are și un ambalaj foarte drăguț, uitați-vă cât este, nu este ca orice produs el. Cred că am dat ceva pe el, nu mai știu, în orice caz nu a fost un produs ieftin. Uh, se și vede după ambalaj. Nu știu de ce nu se focusează. Mm, dau seama de ce nu se face un focus pe acest creionaș. Voilà, acum. Bun, deci acesta creionul. Apoi, pentru rimel, am folosit um, acest uh, rimel de la um, Essence, Lash Like a Boss. Este limelul meu preferat, îmi place foarte mult că alungește genele, se aplică foarte ușor, nu migrează mascara pe ploapa de sub ochi sau pe ploapa inferioară, nu migrează nu știu, în alte direcții, se așează foarte bine și genele, sincer este și rezistent. Chiar mi se pare un, un produs foarte bun și recomand, este uh, unul dintre produsele mele preferate și chiar o să mai cumpăr unul similar pentru că, v-am zis, este, uh, când îl voi termina pe acesta, este un produs foarte bun și îl recomand. Îmi place foarte mult și pensula. Uh, și o să-l vedeți mai des la mine pentru că este uh, super ca și uh, ca și mascara. O să-l și desfac să-l vedeți uh, două secunde. Acesta este, este peria, după cum observați este o perie foarte bună și mi se pare că se așează foarte bine pe proape și conținutul este fluid, adică nu este un produs uscat și chiar, chiar îl, îl recomand și are perii foarte, foarte drăguți. Uh, pentru buze am folosit acest uh, creion uh, care este un metallic lipstick pen de la uh, Mosaic Fusion uh, Trend Up. Uh, îmi place foarte mult acest produs, uh, îmi place și cu nuanța. Uh, este de la firma Trendit Trendit Up, uh, nu este o firmă Premiul acesta nu este foarte scump, este un brand ieftin, uh, ele sunt confortabile la preț. Îmi place foarte mult cum se așează produsul pe buze, foarte ușor se, se așează, în schimb nu prea îmi place cu miroase, nu știu, mi se pare așa că are o miros din acesta de cosmetice uh, și nu. O să-l mai folosesc, dar nu mă dau un vânt după miros, în schimb îmi place foarte mult culoarea și felul, modalitatea cum se aplică. Este un produs uh, un, ușor si de fac, este culoarea aceasta de roz acum cum se poartă nude acela roz nude care se poartă foarte mult în primăvara aceasta creează volum al buzelor și se așează foarte bine și mi se pare și ușor rezistent totuși la transfer adică nu este un produs foarte foarte cremos așa că nu știu dacă sunteți interesate de produse din acestea mai ieftine care să facă o treabă excelentă, acestea sunt destul de bune. Deci este un creion din acela de lipstick lipstick pen metalic. Bun, deci acesta ar fi pentru buze. Apoi o să vă mai spun așa cam ce produse am folosit. Am mai folosit această cremă de mâini pentru că îmi simțeam mâinile un pic uscate și am luat această cremă care e ușor dulceagă, dar care intră foarte rapid în piele. Este o cremă de la Oriflame și chiar mi se pare foarte bună că nu, primul rând că lasă uh, mâinile catif catifelate uh, și nu, uh, nu, lasă aspectul acela de uh, cremă grasă sau uleioasă, ceea ce e ok pentru că nu rămân pete pe telefon sau pe alte obiecte. Și mie îmi plac genul acesta de, de creme. Apoi, uh, pentru corp am folosit acest body yogurt. British Rose de la Body Shop, îmi place foarte mult acest produs, este preferatul meu pe partea de produse de corp, îmi place și cum miroase, îmi place cum se întinde, e super și în general acesta îl folosesc în momentul în care doresc să fac și un masaj așa anticelulitic. Nu vreau să nu folos... n-am folosit un produs de anticelulitic, ci am folosit această cremă în momentul în care îmi dau cu cremă și masaj zonele respective și chiar mi se pare foarte bună și miroase și foarte bine și așa e, te relaxează mirosul. Și are consistența aceea unui iaurt, nu neapărat ca o cremă, ci mai degrabă ca un iaurt și mie îmi place genul acesta de produs. Culoarea este un rozet și chiar îl recomand. Eu l-am luat cu 60 de lei, dar l-am văzut cam la 90, mi se pare că s-au scumpit aceste produse, ca de altfel toate produsele. Dacă sunteți interesate și vreți să vedeți cum se comportă, chiar vi recomand că e un produs foarte bun. Apoi pentru... Ca și antiperspirant am folosit acest Lady Pistic, pe care tot îl folosesc și o să-l tot vedeți pe la mine. Deci cam acestea au fost produsele. Iar pentru parfum am folosit acest parfum de la Avon din colecția artistic. Parfumul acesta pe bază de Iris. Îmi place foarte mult, mai ales că acum este primăvară, vrem să folosim mai mult parfumuri parfumate, mai mult parfumuri din acestea pe bază de flori, pe bază de fructe. Sticluța lui arată cam așa. Mi se pare destul de ok, se potrivește în perioada aceasta. Acum nu vă așteptați că o să țină foarte mult, după câteva ore se cam duce, dar e un parfum frumos de primăvară, iar eu mi se pare că l-am luat cu 60-70 de lei, oricum merită, având în vedere raportul calitate-preț. Uh, și și vi-l recomand și vouă. Uh, pentru mai multe detalii cu privire la alte produse achiziționate de la Oriflame, o să vă las un link unde puteți să aflați mai multe detalii, precum și alte parfumuri pe care le-am achiziționat. Sper că vi s-a părut interesat clipul, clipul de astăzi, vă mai aștept pe canalul meu și cu alte informații, vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit și vă mai aștept pe canalul meu. În cazul în care doriți să cresc acest canal și să-l dezvolt, am rugămintea să dați un like și un subscribe. Vă doresc o zi minunată!